Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am făcut greșeala să caut alaltăieri, nu știu ce mi-a venit. Cred că m-a interesat principiul tehnic de funcționare, pe care chiar încă nu l-am înțeles, mai studiez. Pompă de căldură. Pentru că a venit factura de gaze. Acum a venit pe negativ, nu mai înțeleg nimic. Dar știu că dacă vine... A venit pe minus? Da, a venit pe minus. Cum ai făcut? Nu știu, nu știu ce s-a întâmplat, a venit pe minus. Acum cred că am plătit în avans de teamă când a venit ceva și asta a fost. Și... acum eu știu că dacă a venit pe minus acum, o să vină sigur pe plus foarte rău la un moment dat. Da. Și m-am început să mă uit la alternative. Dar dacă eu aș vrea să renunț la centrala mea pe gaz, sunt la casă. Pentru un spring. Da, da, ce pot eu să fac? Și am dat ce pompă de căldură, că am auzit că e șmecherie cu pompa de căldură. Așa. Și acum peste tot unde deschid numai reclame cu pompă de căldură. Sunt pompă de căldură peste tot. Nu vrei pompă de căldură? Ia o pompă de căldură. Acum că vorbim, ați încurcat-o, știi? Da. Că microfoanele, dacă sunt activate, înregistrează. Pompă de căldură! Fii atent, ce pompează pompa de căldură? Căldură. Căldură. Nu, vine, face, este un soi de invertor. E, încă mai studiez. Poate în să linii fie... mari, nu zic. În principiu, dar 0372069599, dacă are cineva încălzire acasă cu pompă de asta de căldură, să ne sune și nouă să ne explice. Eu înțeleg că e așa. E pompă solar, adică faci niște foraje, dacă ai curte, faci niște foraje la adâncime până când găsești sol la temperatură de 15-20 de grade. Ai și recir vreo 150 de metri, înțeleg. Da. Recirculi, am și rumoale, recirculi apa de la 150 de metri, un agent, de fapt, termic, cu gel, cu nu știu ce, cu antigel. Și îl duci în centrala termică, de unde temperatura, ca să o ridici la 30-40 de grade, vine mai de sus, care mai înțeles? Da. Nea, Luca. Ne e foarte limpede. Da. Practic, suntem ca băieții aia de spate de la terasa Obor, care da. Își explică cum funcționează bombele nucleare. Da. Da. Exact. Deci, vine care va să zică atomul. Da. Întrebarea e așa. Dom'le, a trecut cineva de la centrala pe gaz la altceva? Altceva. Ce-o fi făcut? Centrală cu peleți. De asta, pompă de căldură. De ce nu spui cu peleți? Că uite, ești la curtă, poți să faci, renunți la câțiva metri pătrați de grădină, faci depozit de... În care oricum sunt bine. Da. Nu, dar la peleți am înțeles că e complicat. Dacă are, la fel, cine are centrală cu peleți? Să ne spune câtă bătaie de cap e. Consumă mult pe iarnă, niște tone, habar n-am. Și gazele da, consumă mult. Da, și dar trebuie și să pureți în permanență. Poșul, a, deci ai de muncă de asta. Da, ai de muncă. Atunci, eu vreau să apeși pe buton. Să depozitezi și... peleți. Să... Da. Da. Mie mi-ar plăcea să te iau pe tine pe centrală cu lemne și să le spargi tu. Eu am spart odată în viața mea centrală cu lemne și era să-mi scot un ochi. Da, și la mine e ceva în familie. Deci tata a încercat, tata săracul, el țăran, și mai spărgea lemne și ți-a despicat degetul mare de la picior. Ai de... Unghia lui, da, așa, creștea la 90 de grade. Nu-l durea, nu-l mai durea. Adică l-a durut probabil vreo 10-15 ani și după aia i-a trecut. L-a lăsat. Înțelegi? Și avea unghia la 90 de grade. Deci eu de lemne nu mă mai apropii cu toporul niciodată, niciodată. Mulțumesc, e în familie. Hai să vedem Ludovic ce ne spune. Bună dimineața. Salut, Ludovic. Bună. Bună dimineața! Să trăiești! Luminează-ne! Despre ce? Spune-ne ce vrei tu! De lumina luminează soarele, nu? Așa. Ca să nu zic că vine de la răsărit. Da, pompa de căldură este cea mai fiabilă sursă de energie termică. Deci faci un schimb de căldură fie din aer, fie din pământ, nu? Din apă, fie din apă, fie din pământ. Aha. Și de poți să înlocuiești o centrală pe gaz cu asta? Teoretic, da. Practic, nu. Depinde de ce sistem de încălzire are fiecare casă. Cu calorifer. Cu calorifer este mai puțin fiabilă. Da. Deci asta a fost condamnat la gaz. Tu ai de asta cu pompă de căldură? Da, da, deci am pompă de căldură, încălzire în pardoseală. Da. Am avut centrală pe peleți pe care am dat-o cu drag. De ce? Care e problema cu ea? Consumul de peleți și prețul peletelui. Când am montat centrala pe peleți era 400 de lei tona, la un an s-a făcut 1200, anul ăsta a fost 2800 tona. Da, dar zi-mi așa cât costa încălzirea pe lună la casa ta. Presupun că e o casă. Am o casă de 100 de metri pătrați, 6 tone de peleți, panouri fotovoltaice am acum. Încălzirea pe un an de zile, deci tot consumul energetic pe un an de zile, în jur de 2500, hai să zic 3000 de lei, împărțit la 12, cât mai poate, 250 de lei. Deci, bine. 250 de lei pe lună, tot consumul energetic al casei. Încălzire, apă caldă. Și electricitate? Și electricitate? Da,
Tot. Ok. Cu popa de căldură. Cu peleți m-ar fi costat numai încălzirea, în momentul ăsta, cred că 12.000 de lei. Nu, 1.200, cum? A, pe an? Pe an, o tonă pe lună. O tonă 6 luni de iarnă în zona Argeș-Câmpul Lung. Am înțeles. 6 tone ori... Ludovic. Frate, ce-i cu mine dimineața asta? Cristi zice că el a trecut la încălzirea cu pătură. E mult mai ieftină. Da. Prima oară îți timp păcură. Da, domnule, dar și când umbli prin casă cu pătura pe tine așa? Da, ți-o pui pe umeri. Adriana, bună dimineața. Bună, Adriana. Bună dimineața, băieți. Ia zi. Păi cam ce v-a zis domnul dinainte, na, cam în același segment ne situăm și noi. Tot cu pompă de căldură? Da, tot cu pompă de căldură. Stai. Este soțul meu, ca stai să așa. Înțelegem. Stai, frână. Ați spus când ați construit casa sau ați schimbat la un moment dat? Nu, tocmai. Noi am făcut casa de la început pe proiectul soțului meu, care a vrut de la început pompă de căldură, încălzire în pardoseală. Mm-hmm. Și se pretează cel mai bine, exact ce a zis domnul, la încălzirea în pardoseală. Aici eu vă zic din ce îmi spune soțul meu. V-am zis, el e specialistul Cristi, e un om extraordinar, el a făcut tot acolo. Să trăiți soțul. Te-ai măritat bine. Da, să rămână. Da, este foarte harnic. Și cât te costă pe lună? Cât costă pe lună? Păi uite, hai să ne înțelegem ce a zis și domnul. Noi nu avem gaze, noi ne încălzim doar electric. Adică, mă rog, mai folosește și pompa, da, de căldură, partea electrică. Tot ce înseamnă plită, cuptor electric, uscătorul de rufe, că am vorbit cu voi și despre uscătorul de rufe. Asta înseamnă să plătești doar 400 de lei, tot ce înseamnă consumul casei pe iarnă, cred că e... Super bine. Câte camere aveți? Cât de mare e casa? La o suprafață de 150 de metri pătrați. 160. Am înțeles. Bine, să rămână, mulțumim. Mulțumim. Dan, bună dimineața. Dan nu mai e. E Dorin cu noi, sper. Salut, Neața. Dorin. Da, bună dimineața. Salut. Haideți că am ascultat și eu pe antevorbitorii mei, tot așa, pe pompă de căldură. Adevărul că în momentul când am început casa, nu am prevăzut pompă de căldură. Așa. Și am încălzirea pe calorifere. Același procedeu, e sol-sol. Da. Sunt trei puțuri forate, de unde am o sondă care înculege temperatura, îmi duce căldura sus în pompa de căldură și de aici mai departe pe curent o încălzește. Deci ca să înțeleg, stai puțin, ceruta. Tu te-ai apucat, ți-ai făcut o casă și nu te gândi la încălzire în pardoseală, dar încălzirea ta acum e cu pompă de asta de căldură, dar cu calorifere. Da, și da, cum da, merge da. Treaba? E mai costisitor, merge, e ok, dar e mai costisitor față de temperatura din sol. Pentru că dacă ai încălzire în pardoseală, nu o ridici mai mult de 32 de grade ca să se încălzească. O parte, totuși partea de jos de la parter, am prevăzut-o cu, să zicem, o semi-pardoseală, că așa era la vremea respectivă și e super ok. Și am un consum de undeva la 14.000 de kilowatt pe an, ca să zic așa. Cât te costă pe lună? Bine. Pe lună e undeva la, adică pe perioada iernii e puțin mai scump, e undeva la 800 de lei pe lună, dar cuprinde nu numai încălzirea, cuprinde și apa, tot ce înseamnă electrocasnice, mașini de spălat, aspirator, cuptor cu microunde, cuptor electric la copt. Tot consumul. Dar te-ai gândit să spui și niște panouri fotovoltaice? Da, asta vreau acum, adevărul că statul nu te ajută cu nimica, e așa, un foc de baie. Nu, au programul ăla care îți dă subvenție, numai că merge blocat, foarte greu. Este blocat, ne-a ajutat și la pompa de căldură, am depus un proiect la vremea respectivă. Auziți, da? A costat mult, că spune cineva aici care are 20 de ani de experiență și că investiția nu se amortizează niciodată. Se amortizează. Pe mine m-a costat undeva la 15.500 de euro, acum 7 ani, se amortizează pentru că la suprafața care o încălzesc eu au undeva la un 255 de metri locuibili. Deci se amortizează. Da. Ar putea și statul să te ajute, adică eu plătesc ca toată lumea, și certificate verzi, și cogenerare, cu toate că eu
nu poluez. Deci eu sunt verde. Încălzirea stai puțin. Asta e la casă, dar la bloc, dacă vreau soluția asta? La nu bloc merge. Te muți. Deci, la bloc eu merge, dar trebuie să faci împreună cu ceilalți. Adică orică stai la parter sau stai la ultimul etaj, ar merge. Că poți să-ți faci pe pompă de căldură aer. Eu sincer mă aștept ca... În lumina ultimelor evenimente, adică războiul criminalului de război Vladimir Putin, deci mă aștept să apară programe europene de desprindere de rețeaua de gaz și de trecere la alternative. Panouri fotovoltaice, pompe de căldură, altfel de centrale de genul ăsta. Adică mă aștept să apară programe mai eficiente, mai funcționale, mai ușor de accesat pentru montarea de panouri fotovoltaice, de exemplu pe blocuri. Sau programul ăsta care este pentru panouri fotovoltaice pentru case să ofere chiar mai mulți bani și să fie și mai ușor de accesat. Acum e foarte greu, mi-am pus câteva panouri de-astea fotovoltaice, dar a durat 3 ani, frate. Așteaptă tu și anunță-ne și pe noi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.